Sfântul Ștefan este prăznuit pe 27 decembrie, în a treia zi după nașterea Domnului. Astăzi, în cea de-a treia zi de Crăciun, credincioșii ortodoxi, dar și greco-catolicii, aduc cinstire Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan, cel dintâi mucenic al creștinătății. Încă de dimineață, credincioșii au mers la biserică la slujba religioasă, s-au rugat și au aprins lumânări pentru cei care au purtat numele Sfântului Ștefan și nu mai sunt printre noi. Recunoscut drept primul sfânt comun al bisericilor catolice și ortodoxe de după Marea Schismă, Ștefan a fost diacon și martir întru Hristos condamnat la moarte de autoritățile iudaice din Ierusalim. Potrivit tradiției, dintre cei 7 bărbați aleși de apostoli spre a fi diaconi și slujitori la adunările primilor creștini, Ștefan era cel mai tare în credință. Sfântul Ștefan este prăznuit de creștinii romano-catolici, anglicani, reformați, evanghelici și unitarieni în data de 27 decembrie, în vreme ce ortodoxii și greco-catolicii îi dau cinstire o zi mai târziu, în 27 decembrie. De ce ați venit astăzi la biserică? Ca să aprind o lumânare, să mă rog pentru copii, pentru sănătate, pentru tot ce trebuie să ne rugăm. Este o sărbătoare deosebită, Sfântul Ștefan, un mare erar și un mare... un sfânt care s-a sacrificat viața pentru credința care noi trebuie să o ducem mai departe. Aveți sărbătoriți în familie? Nu am, dar nu contează asta. Nu contează. Că avem sau că nu avem sărbătoriți, la biserică trebuie să venim. Trebuie să ducem credința mai departe. Să punem lumânări. Hai, spune și tu, Ana, da? Te rogi la Dumnezeu? Să faci rugăciunea seara? Da. Și ce îi spui tu acolo în rugăciunea ta? Tatăl nostru. Pentru că e o zi mare și să mai ne rugăm și noi pentru sănătate, pentru... E bine să venim mai des, dar ne aducem aminte numai la zile din astea mari. Aveți sărbătoriți în familia asta? Am un nepot atât, nu în familie, un nepot am. M-am rugat pentru el. E o sărbătoare. Sfântul Ștefan. Aveți sărbătoriți în familie? Nu, o nepoțică. Și ați venit să vă rugați pentru ea? Da. Pentru prăznuirea Sfântului Ștefan. Aveți sărbătoriți în familie? Soțul este sărbătorit și nu suntem nici de ei, suntem din Tulcea. Praznicul Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan este asociat și unei multitudini de tradiții populare, în majoritate legate de spor și sănătate. Din bătrân se povestește că icoana cu chipul primului mucenic, sfințită neapărat într-o zi de 27 decembrie și adusă în casă, va avea virtuți tămăduitoare asupra celor care locuiesc acolo, ducându-le de asemenea izbândă în pricini judecătorești și de tot felul și îi ajută pe cei cu probleme de sănătate. Astăzi, peste 400.000 de români își serbează onomastica. Bărbații sărbătoriți azi sunt cei ce poartă numele de Ștefan, István, Orfane. Cele mai multe femei sărbătorite în 27 decembrie poartă numele de Ștefania, respectiv Ștefana sau Fănica. În această zi, în biserici se pomenesc creștinii care au murit în împrejurări dramatice și se împart pachete cu alimente celor care poartă numele de Ștefan.